ziua! Numele meu este Sorina Stoian și vom vorbi astăzi despre piramida hexagonală regulară. Exact ca și în cadrul piramidei triunghiulare regulare și această formă, corp și acest corp geometric își găsește o serie de aplicații în viața cotidiană. Însă, pentru a le putea rezolva, trebuie mai întâi să fim familiarizați cu elementele piramidei hexagonale regulate, să fim familiarizați cu formulele de calcul pentru arii și volume. De aceea vă voi prezenta pe desenul alăturat elementele unei piramide hexagonale regulate. Baza ABCDEF este un hexagon regulat, adică un hexagon care are toate laturile congruente. Și vă readuc aminte de la geometria plană că într-un hexagon regulat triunghiurile AOB, BOC, COD, DOE, EOF și FOA sunt triunghiuri echilaterale. Deci, cu alte cuvinte, dacă unim vârfurile unui hexagon regulat cu centrul acestuia, se obțin 6 triunghiuri echilaterale, un lucru foarte important care ne va ajuta în calculul diverselor elemente ale piramidei hexagonale regulate. Muchiile laterale ale piramidei sunt VA, VB, VC, VD, VE și VF, ele fiind congruente. Distanța de la vârf la centrul bazei, și anume VO, reprezintă înălțimea piramidei hexagonale regulate. Înălțimea unei fețe, exemplificată pe desenul alăturat, ca fiind VM, înălțimea feței VBC, reprezintă apotema piramidei. OM reprezintă apotema bazei. Ea fiind egală, o să vedeți un pic mai încolo, cu înălțimea unui triunghi echilateral. Este înălțimea triunghiului echilateral BOC. Iar AO este raza cercului circumscris bazei, adică este egală cu latura hexagonului regulat. Formulele necesare în calculul diverselor elemente ale piramidei hexagonale regulate sunt: înălțimea bazei, după cum am spus, AN este înălțimea unui triunghi echilateral, adică L radical din 3 pe 2. Apotema bazei, OM. Perimetrul bazei este 6L. Aria bazei este de 6 ori aria unui triunghi echilateral, obținând astfel 3L pătrat radical din 3 pe 2. Aria laterală a piramidei este perimetrul bazei ori apotema piramidei pe 2. Aria totală este aria laterală plus aria bazei. Iar volumul este dat de aria bazei ori înălțimea pe 3. Observăm că formulele de arie laterală, arie totală și volum sunt identice cu formulele din cadrul piramidei triunghiulare regulate, evident, doar că în acest caz și ele sunt identice și cu formulele din piramida patrulateră regulată. Numai că în fiecare caz în parte, baza este altă figură geometrică. Aria laterală presupune suma mai multor fețe laterale. La piramida triunghiulară aveam 3 fețe laterale, la piramida patrulaterală avem 4 fețe laterale, iar la piramida hexagonală avem 6 fețe laterale. Pentru a ne ușura munca, am decis să vă prezint câteva unghiuri importante determinate în piramida hexagonală regulată, și anume unghiul format de o muchie laterală cu planul bazei. Este egal cu unghiul dintre muchia laterală și proiecția acesteia pe planul bazei, adică unghiul dintre VA și AO, unghiul VAO. Unghiul format de o față laterală cu planul bazei. Se determină latura comună, de exemplu, luăm planul bazei și fața VBC. Latura comună este BC, trasăm înălțimile pe latura comună, VM e perpendicular pe BC, OM este perpendicular pe BC, deci
unghiul format de planul bazei cu o față laterală va fi unghiul VMO. Unghiul acesta. Și unghiul format de două fețe laterale este unghiul APC. La fel, ducem înălțimile pe latura comună. De exemplu, avem fețele VBC și VAB. Trasăm înălțimile AP și CP. Unghiul va fi unghiul dintre cele două înălțimi. Pentru a exemplifica toate aceste elemente, am luat o problemă, am ales spre rezolvare o problemă teoretică. Dacă avem o piramidă hexagonală regulată, în care cunoaștem că înălțimea este 8 cm și latura bazei este 4 radical din 3 cm, dorim să aflăm apotema, muchia laterală, sinusul unghiului format de o muchie laterală cu planul bazei, sinusul unghiului format de două muchii laterale alăturate. Acest lucru nu l-am recapitulat în cadrul teoriei. O să vedem imediat cum se va rezolva. Deci, pentru început, trebuie să aflăm apotema V și muchia laterală VC. Haideți să ne apucăm împreună de treabă. Pentru a afla apotema VM, noi cunoaștem înălțimea și latura bazei. Da? Deci vom scrie aceste lucruri ca să le avem lângă desen. VO este 8 cm, iar AB este egal cu 4 radical din 3, spuneam în ipoteză, 4 radical din 3, centimetri. Pentru a afla apotema VM, ne încadrăm în triunghiul dreptunghic VOM. O să discutăm mai mult și o să scriem mai puțin pe tablă. Deci, în triunghiul dreptunghic VOM, unghiul drept este unghiul O. Putem, deci, aplica foarte ușor teorema lui Pitagora. Adică, din teorema lui Pitagora, rezultă că VM pătrat este egal cu VO pătrat plus OM pătrat. VO îl cunoaștem, pe OM nu îl cunoaștem, însă știm că el este înălțimea unui triunghi echilateral, apotema bazei, cu alte cuvinte, deci este L radical din 3 pe 2, adică în cazul nostru va fi egal cu 6 cm. Înlocuind VO și OM, vom obține că lungimea apotemei piramidei VM este egală cu radical din 100, adică 10 cm. Și am aflat apotema. Pentru a afla muchia laterală VC, ne încadrăm în triunghiul dreptunghic VOC, de exemplu. Tot din teorema lui Pitagora, putem afirma că VC pătrat este egal cu VO pătrat plus OC pătrat. Dar OC este egală cu latura hexagonului, adică cu AB, OC pătrat. În concluzie, putem trage imediat concluzia prin înlocuire că VC va fi egal cu radical din 64 plus 48, adică 4 radical din 7 cm. Și am determinat astfel elementele cerute. Apotema și muchia laterală. Evident că acum cunoaștem absolut tot ce trebuie în această piramidă, deci putem afla foarte ușor arie laterală, arie totală, volum, cu ajutorul formulelor prezentate anterior. La punctul B, v-am cerut să determinați cu sinusul unghiului format de muchia laterală VA cu planul bazei ABC. Pe pentru acest lucru trebuie să facem proiecția, să determinăm proiecția pe planul ABC a lui VA. Proiecția va fi AO. În concluzie, A este conținut în planul bazei, iar proiecția lui V este O. În concluzie, unghiul dintre VA și planul ABC va fi egal cu unghiul dintre VA și AO, adică unghiul VAO. Pentru
pentru a calcula sinusul acestui unghi, ne încadrăm în triunghiul VOA, care este dreptunghic în O, și vom avea cosin de VAO egal cu cateta opusă VO supra ipotenuză VA. VO îl cunoaștem, este 8 cm, VA îl cunoaștem, este 4 radical din 7 cm, înlocuind vom obține 8 supra 4 radical din 7, adică 2 radical din 7 pe 7, în urma raționalizărilor. Și am determinat astfel sinusul unghiului VAO. Întotdeauna când vi se cere sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta, este clar că acest unghi nu are o valoare cunoscută. De aceea, așa rămâne. Sinusul este 2 radical din 7 pe 7. La punctul C este o cerință mai nouă și mai puțin întâlnită. Și anume, trebuie să determinați sinusul unghiului format de două muchii laterale alăturate. Păi aici, lucrurile stau în felul următor. Pentru a determina sinusul unghiului dintre două muchii laterale alăturate, putem alege, de exemplu, fața AVB. Deci, unghiul dintre AV și VB, unghiul dintre două muchii laterale alăturate, este exact unghiul AVB. Pentru a determina sinusul acestui unghi, trebuie să folosim aria triunghiului AVB în două moduri. Deci, aria triunghiului AVB este egală cu muchia VA ori muchia VB ori sinusul unghiului cerut. AVB supra 2. Iar cealaltă formulă utilizată este baza ori înălțimea pe 2, adică AB ori apotema pe 2. Pentru că înălțimea unei fețe știm că este apotema. În cazul nostru am determinat-o la punctul A și este egală cu 10 cm. Înlocuind numeric, vom afla că 4 radical din 7, VA, VB, VC, muchiile laterale sunt congruente. Înmulțit cu 4 radical din 7, înmulțit cu sin de VA, de A, VB, este egal cu 4 radical din 3, înmulțit cu apotema 10. Numitorul 2 se simplifică, nu îl voi mai scrie. Astfel, obținem de aici că sinusul unghiului AVB va fi egal cu, în urma simplificărilor, în urma efectuării calculelor, se simplifică 4 cu 4, un 10 cu 4 prin 2, ne va rămâne că sinusul este 5 radical din 3 supra 14. Deci astfel se află unghiul format de două muchii laterale alăturate. Acestea au fost doar câteva dintre cerințele care pot apărea în rezolvarea unei probleme de geometrie în spațiu care implică piramida hexagonală regulată. În speranța că v-am stârnit interesul și veți rezolva și voi în continuare o serie de alte probleme, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!